Bună, dragilor, Elena sunt și vin astăzi către voi cu așa un model de rochiță pentru plajă, da? Acest model l-am găsit pe Pinterest și mi-a tras atenția și am zis că să-l facem împreună, da? Deci este foarte simplu și ușor de realizat, da? Acolo pe Pinterest am văzut că, da, faci prima parte, adică de sus până și la spate și a doua și apoi unești la spate. Eu nu am vrut așa pentru că așa, deci aici la spate avea să-mi iasă un pic mai sus, un pic mai, da, dar am vrut să fie la spate, am lucrat-o împreună, da, spatele, deci tot împreună, numai fața și un pic la spinare, da, acolo sus, vedeți, am lucrat aparte, da, apoi am unit aceste două părți, da, treptat și am lucrat cu spinarea până la, cu spatele până la sfârșit, da, deci acum vă dau și cât are în lungime și în lățime. Așa, deci în lungime vom avea, să spun, 88 de centimetri, da? Și în lățime avem așa. Da, deci este mărimea AS 46 de centimetri, da? Așa, deci eu am lucrat mărimea AS. Dumneavoastră de acum veți face un eșantion și vedea, da, ce mărime, pentru ce mărime veți lucra. Da? Deci este foarte simplu și ușor. Veți vedea pe treptat pe parcurs, da, ce vom face și cum vom face. Și acesta un o centurică, da, ca să o prindem la mijloc. Așa, da? Deci eu am lucrat-o cu această nuanță, dumneavoastră puteți să lucrați și cu o altă nuanță, cu alb, cu roz, cum vă vine, ce nuanță vă place, da? Așa, deci haideți să trecem la treabă și să vedem de ce avem noi nevoie. Așa, la acest proiect vom folosi așa un fir, este firul Alize Cotton Gold Fine, da? Și vom folosi croșeta de 2 și 5. Da, la el se recomandă croșeta de între 2 și 3, da? Eu voi lucra cu 2 și 5. Da, puteți încerca și cu 3. A, așa, deci este un fir 55% bumbac, 45% acrilic, da? Deci la 100 de grame are 660 de metri, da? Așa, deci haideți să trecem la treabă și să realizăm acest proiect. Așa, și vom începe. Pentru mărimea care am eu nevoie, voi ridica 65 de ochiuri de lanț, da? Deci vom lucra o parte, apoi vom lucra partea cealaltă. Încep și ridic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Voi ridica 65. Continuăm. Așa, am lucrat 65 de ochiuri de lanț, da? Acum vom începe primul rând, da? Primul și al doilea rând vom lucra piciorușe duble în fiecare ochi. Așa, ridicăm 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și acum numărăm 1, 2, 3 din al patrulea, începem și lucrăm piciorușe duble. Da? Lucrăm până ajungem la sfârșitul rândului cu piciorușe duble. Așa, uitați așa, da? Piciorușe duble. Vom continua până la sfârșitul rândului și al doilea rând exact așa. Da? Revin la al treilea rând. Așa, am lucrat rânduri cu piciorușe duble. Acum vom face primul rând al modelului, da? Ridicăm 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucrul, da? În primul lănțișor avem, în primul picioruș avem lănțișorul. Ne ducem în al doilea și facem picioruș dublu. Da? Așa. Și în al treilea facem tot picioruș dublu. Acum, în continuare, vom lucra
Numărăm 1, 2 și în al treilea. Vom face 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, da? Toate 4 le-am făcut în același ochi. Și tot în acest ochi mai facem un picioruș dublu. Da, uitați așa, am făcut 4 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Așa. Acum, în continuare, numărăm 1, 2, 3, 4 și în al cincilea ochi facem exact așa cum am făcut aici. Facem un picioruș dublu, al doilea picioruș dublu, al treilea și 4. Da? 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și tot în acest ochi facem un picioruș dublu. Da? În continuare, numărăm 1, 2, 3, 4 și în al cincilea, lucrăm 4 piciorușe duble, 2, 3, da, tot în același ochi și 4. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și tot în acest ochi mai facem un picioruș dublu. Da? Deci așa continuăm până aproape de sfârșit, da? Revin când ajungem așa undeva pe la sfârșit, da? Continuăm. Așa, am lucrat aproape de sfârșit, da? Acum vom lucra 7 piciorușe duble la sfârșit. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa, deci vom păși 1, 2, 3, 4 și în al cincilea începem și lucrăm 7 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Deci, indiferent de câte ochiuri veți lua, da, veți pe croșetă, deci la începutul rândului aici va fi 3, aceasta va fi partea din față, iar aceasta de sub braț, da? Iar aici va fi, trebuie să ne fie 7 piciorușe duble, da? Așa, deci am finisat primul rând, acum al doilea rând. Ridicăm 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, întoarcem lucrul și aici unde avem piciorușele duble, lucrăm în fiecare ochi piciorușul dublu, da? În primul picioruș avem lănțișorul și în al doilea avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, da? Și acum avem această arcă unde avem 3 piciorușe duble, da? Deci aici, în această arcă, vom lucra 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, da? Deci facem exact cum am făcut la primul rând. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și tot în această arcă mai facem un picioruș dublu. Uitați așa, da? Acum ne ducem direct la următoarea arcă și exact așa lucrăm 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 3 ochiuri de lanț. Tot în această arcă mai facem un picioruș dublu. Da? Și vom trece la următoarea, vom lucra 4 piciorușe duble, da? Deci, uite, așa vom continua până finisăm tot rândul, da? Deci, continuăm. Așa, am finisat până la sfârșit, da? Acum, aceste 4 piciorușe le sărim, ne ducem unde avem 3 piciorușe și lucrăm 3 piciorușe, da? Uitați așa, 1,
2, stop, 2, 3. Da? Uitați așa. Acum întoarcem lucrul, 3 ochiuri de lanț și exact așa vom lucra cum am lucrat la rândul precedent. Facem în fiecare ochi piciorușe duble, 2 și 3. Aici, în prima arcă, lucrăm 4 piciorușe duble. Da? Deci începem din prima arcă care este 4 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu, da? Și trecem la următoarea, 4 piciorușe duble. Da? Deci, uite așa, când ajungem aici la sfârșit, da? Exact, facem în ultima arcă și aceste 4 piciorușe duble le sărim și lucrăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe, da? Și ne întoarcem înapoi exact așa. Uite așa vom continua acest model, da? Cât vom avea noi nevoie. Veți măsura și veți vedea cât aveți nevoie de lucrat, da? După ce lucrez, revin și vă arăt ce facem mai departe, da? Deci continuăm, spor să avem. Așa, deci am lucrat două părți egale, da? Mi-am măsurat cât am nevoie să fie în față, da, uitați așa, da? Și în spate, da? Deci acum și măsur și vă spun câți centimetri am lucrat în față. Așa. Așa, stați să dau încoace ca să vedeți. Așa, am lucrat undeva 90 de centimetri, da? Uitați. Așa. Trag. Da? 90 de centimetri, da? Așa, exact așa și partea a doua am lucrat-o. Acum, dacă doriți, puteți să lucrați două părți egale și apoi le veți coase la mijloc. Dar eu nu vreau, că vreau și spatele să-mi iasă frumos, da? Și de aceea, voi uni părțile, da? Deci mă uit să fie lucrate exact rândurile, da? Cât aici, atât și la partea a doua, da? Și voi începe, da? Cu partea aceasta. Da, uitați așa, mă unim. Așa, aceasta va fi la spate. Așa. Și partea cealaltă. Așa. Și deci voi începe să lucrez după model până ajung aici la mijloc. Când ajung aici la mijloc, vă arăt cum facem mai departe, da? Deci încep cu partea aceasta. Așa, deci am lucrat, da? Am ajuns la sfârșitul rândului. Da, uitați așa. Și partea a doua, da? Deci, acum aici, la sfârșitul rândului, avem 3 piciorușe duble, da? Le lucrăm. Picioruș dublu 1, da, al doilea și al treilea. Da? Luăm partea a doua. Și exact așa avem 3 piciorușe duble, da? Acum la mijloc vom avea 6. Mă uit în primul ochi aici, deci în al treilea, da? Cum ar fi? Fac picioruș dublu. Stop, să agăț. Exact. Stați așa, facem picioruș dublu. Da? Al doilea picioruș dublu. Și al treilea picioruș. Stop, n-am agățat corect aici. În al doilea, aici este al doilea picioruș dublu. Și a treilea. Da, și acum continuăm după model. Facem 3 piciorușe duble, 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 3 ochiuri de lanț, un picioruș dublu. Da? Uitați. Și noi am unit părțile. Acum vom lucra
Da, dus întors, până vom face și spatele, da? Dar vrem să menționez și aici la sfârșit, da? Eu atunci acolo v-am arătat trei rânduri. Mi se pare că dar am desfăcut și am lucrat 5 rânduri, mărgenuță, da? Ca să fie o bată mai lată. Dacă doriți, puteți să faceți încă mai lată, cât doriți dumneavoastră, da? Dați așa. După dorința dumneavoastră, cum doriți. Eu am stricat și am făcut din nou, da? Așa, deci lucrăm și voi reveni cu rezultatul după ce finisez toată partea din spate. Da? Deci, cum am spus, lucrăm acum. Uite așa, dus întors, da? Aici la mijloc vom avea 6 deja picerușe, da? Vedeți? O să vă arăt aici. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Și lucrăm după model. Deci, continuăm și revin cu sfârșitul. Așa, am finisat, da, rochița, lungimea. Acum și am să vă arăt cum vom finisa aici la sfârșit, da? Aici la ultimul. Deci voi face ultimul rând și voi schimba nuanța să-i fac mărginuța aceasta, da? Deci, vedeți să vă arăt. Așa, deci aici la noi sus va fi un pic dispicat, da? La spate. Așa. Deci așa avem la spate împreună, da? Așa. Uitați-vă. Așa. Da, uitați aici cum finisăm, cum facem ca să începem să lucrăm această mărcinuță, da? Să fie câte rânduri am lucrat eu aici, 5 rânduri, da, de această nuanță. Așa, și încep să lucrez mărginuța, ridic 3 unghiuri de lanț și fac piciorușe duble. Da? În fiecare ochi. Uite așa, da? Acum fac 2 unghiuri de lanț și mă unesc aici în arc, da? Acum fac 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Mă unesc în arc cu picioruș scurt. Iarăși 1, 2, 3, 4. Mă unesc în următoarea arcadă, da? Picioruș scurt. 1, 2, 3, 4. Mă unesc în următoarea arcadă. 1, 2, 3, 4 în următoarea arcadă. 1, 2, 3, 4 în următoarea arcadă. 1, 2, 3, 4. Da, deci până ajung aici la mijloc și la mijloc vă arăt cum facem. Așa, am ajuns aici la mijloc. Da, exact așa lucrăm. 1, 2, 3, 4 și lucrăm aceste 6 piciorușe duble, da? Deci facem un picioruș dublu, al doilea, al treilea și al patrulea, 5 și 6. Da? Așa. Acum aici, în partea cealaltă, facem 2 ochiuri de lanț și ne unim în prima arcadă. Da? Deci aici am făcut 4 pentru că avem 4 piciorușe. Aici, că suntem la început, am făcut 2, da? 4 ochiuri de lanț și continuăm până finisăm tot rândul, da? Până la sfârșit. Continuăm. Așa, deci am sfârșit rândul. Eu mi-am schimbat nuanța. Voi, dacă veți lucra cu o singură nuanță, atunci lucrăm marginea, da? Acum vom începe și vom lucra marginea. Lucrăm 3 ochiuri de lanț. Întoarcem lucrul. Da? Aici unde avem piciorușe duble, așa, și lucrăm piciorușe duble. Da? În fiecare ochi.
Așa. Da? Lucrăm în fiecare ochi, piciorușe duble. Așa. Acum aici ce facem, da? Vedeți? Vom lucra 4 piciorușe duble. Da? 1, 1, 2, 3, 4. Da, ne ducem la următoarea. 1, 2, 3, 4. La următoarea. 1, 2, 3, 4. Da, uitați așa. Deci vom lucra, da, în fiecare arcă 4 piciorușe duble, da, ca să încheiem mărcinuța. Aici unde avem două ochiuri de lanț, da, vom lucra 2 piciorușe duble, da, avem aici și în partea cealaltă la început. Exact așa, vom lucra 2 piciorușe duble. În rest, în fiecare arcadă 4 piciorușe duble, da? Deci continuăm și vom lucra aceste 5 rânduri, da? Acesta este primul. Apoi urmează a doilea, a treilea, a patrulea și al cincilea. Da? Deci acesta este primul și încă 4 rânduri vom lucra. Deci lucrați și după ce finisez revin. Da? Și vom face și un brâu. Da? Deci acuș dau într-o parte lucrare și începem cu un brâu. Și după ce finisem brâul, revin cu rezultatul rochiței noastre de plajă. Așa, și vom începe să facem brâul, da? Facem ochiul de fază și ridicăm 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Ținem cu degetul, mai ridicăm 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Și în fiecare ochi, da, deci numărăm 1, 2, 3 și în al patrulea, introducem croșeta și începem să lucrăm piciorușe duble. Da? Deci în total să avem 11. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11, da? Și mai facem încă un rând, da? Cu piciorușe duble și după revin. Așa, deci am lucrat aceste două rânduri. Acum vom începe modelul. Ridicăm 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și facem în al doilea picioruș, mai facem un picioruș dublu, da? Să avem 3 piciorușe la început și 3 la sfârșit. Da, uitați așa, 1, 2, 3, da? Acum numărăm 1, 2 și în al treilea facem 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Da? 3 ochiuri de lanț. Și tot în acest ochi mai facem un picioruș dublu. Dați așa. Acum numărăm 1, 2 și din al treilea începem și lucrăm 3 piciorușe duble. Deci avem 1, al doilea și al treilea picioruș aici în ultimul înlănțișor. Da? Uitați, așa am făcut primul raport al modelului. Al doilea rând.
1, 2, 3, întoarcem lucrul și lucrăm în următorul ochi. Facem un picioruș dublu, în următorul un picioruș dublu. Da? Avem 3 pe margine. Acum aici facem 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Da? 3 ochiuri de lanț, 2, 3 și tot în această arcă mai facem un picioruș dublu. Da? Și ne ducem direct aici unde avem 3 piciorușe duble și lucrăm piciorușe duble. 1, 2 și 3. Da? Uitați așa. Vedeți? Vă mai arăt un rând, apoi lucrăm așa până la sfârșit. Ridicăm 3 rânduri, 3 ochiuri de lanț, îmi cer scuze. În următoarele două lucrăm câte un picioruș dublu. Da? Și avem 3. Da? În arcă lucrăm 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. 3 ochiuri de lanț. Și mai lucrăm un picioruș dublu aici în arcă. Și la următoarele 3. Ne ducem piciorușe. 1, 2 și 3. Da? Uitați așa, vom continua și vom forma brâul. Așa, da, și vreau să vă arăt cum vom sfârși, da, brâul ca să facem aceste două rânduri. Deci vom ridica 3 ochiuri de lanț, vom lucra în fiecare aceste 3 piciorușe. Da, 2 piciorușe. Acum lucrăm 2 ochiuri de lanț. Ne unim aici cu un picioruș scurt și mai facem 2 ochiuri de lanț și lucrăm aceste 3 piciorușe duble. Da? Uite așa. Da? Vom întoarce. Stop. Aici vom face 3 piciorușe, îmi cer scuze, 1, 2, 3 și lucrăm piciorușe duble. 1, 2, 3. Stop. Da? Ridicăm 3 ochiuri de lanț, întoarcem lucrul și lucrăm în fiecare ochi picioruș dublu, în următorul picioruș dublu. În arcă lucrăm 3, da? Pentru că avem 3 ochiuri de lanț. În următoarea arcă lucrăm 2, 1, 2 și în următoarele 3 piciorușe, da? 1, 2, 3. Da? Și în total avem 11. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da? Cum am început. Și mai facem un rând și încheiem. Încheiem brâul. Da? Uite așa îl vom încheia. Lucrăm lungime de care avem noi nevoie. Continuăm și revin cu rezultatul. Așa, dragilor. Deci am finisat și la spate aici jos. Da? Uitați așa. Totul drept. Și această... Da? La mijloc, această centurică la mijloc, o vom agăța și vom prinde, adică de mijloc, și rochița noastră de plajă este gata. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă la canalul meu și eu voi reveni cu alte noi tutoriale. Vă zic o zi cât mai frumoasă, v-am pupăcit și pa, pa!